mărească pensiile cu acea cifră, dar imaginar, desigur. Aș vrea să salut pe Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, deputat Forța Dreptei. Bun găsit, doamna Alexandru! Bună ziua, doamna Constantin, și dumneavoastră și celor care ne urmăresc și care participă la discuție. Doamna Alexandru, să știți că e concurs din nou de procente la majorarea pensiilor. Da. Deci președintele țării spune 15%, premierul e un mare ecou la acest 15%, spune și domnia asta tot 15%, iar domnul Ciolacu a inventat un nou procent, 11,91%. Explicați-ne totuși cu cât pot crește pensiile și cu cât ar trebui să se și majoreze de la 1 ianuarie. Corect ar fi să crească cu 18% și eu nu fac această promisiune sau nu vorbesc despre un procent pe care îl inventez ca să intru în acest concurs de cine dă mai mult, ci pentru că țin cont de rata inflației, care inflația ar trebui să o cotită cât mai aproape de moment, luată în considerare cât mai aproape de momentul la care se face calculul. Așa cum știți, în acest moment rata inflației este cea din 2021, care s-ar lua în considerare în fundamentarea bugetului sub rezerva. Și dacă mă uit la declarațiile lui Ciucă, aș spune că vor să facă bugetul anul viitor, în februarie, din câte am observat, sub rezerva că dacă fac bugetul la anul, vor fi obligați să ia în considerare inflația din acest an. Deci, sunt doi indicatori care se iau în calcul. Rata medie a inflației, iar în ceea ce ne privește, am spus că nu este normal să se iau rata inflației de cu 2 ani, cu un an și ceva, cu 2 ani în urmă. Și a doua este indicatorul care se numește creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Văd că despre acesta nu se mai vorbește. Înțeleg că vor să modifice din nou formula de calcul a pensiilor. Cert este că într-adevăr, văd și eu un populism și un discurs din acesta cine dă mai mult. Noi trebuie să le explicăm oamenilor care este formula de creștere și cât rezultă din această formulă de creștere și eu asta am încercat și am spus atunci când am argumentat că pe calcule rezultă o creștere de 18%. Ridicol mi se pare Nicolae Ciucă, care acum o săptămână vorbea despre 11%, iar astăzi recita, efectiv folosea aceleași cuvinte pe care le-a folosit Claus Iohannis. Eu nu înțeleg de ce nu s-au sunat între ei și l-a pus pe Ciucă în poziția aceasta ridicolă în care de la o săptămână la alta să vină cu alte cifre pe care nu le explică cum au ajuns la ele. Pe dar a mai parte, rămas și domnul Ciolacu în offside. Iertați-mă, a zis 11,91. Aveți idee de unde a scos acest procent domnul Ciolacu? Nu, dar m-am obișnuit cu declarațiile lui care nu au nimic serios în spate. În schimb, trebuie să iasă Căciu, să știți. Căciu este cel care trebuie să explice, ministrul finanțelor, care este procentul pe care l-au în vedere. Însă țineți cont, doamna Constantin, că după ce au crescut salariile în toată administrația, fără să miște un deget cu privire la indicatorii de performanță, adică să evalueze cine își face treaba și merită o creștere de salariu și cine nu, după ce au crescut la primar, la viceprimar, la președinți de Consiliul Județene, la vicepreședinți, la toată administrația, absolut toată, indiferent că stă degeaba, e venit acolo pe pile, e venită pe concurs, la toată administrația locală și după ce au crescut la toată aparatul din Camera Deputaților și Senat și alte creșteri, acum spun că n-au bani. Păi hotărăște-te ce vrei. Vrei să crești în toată administrația, atunci răspunde-le pensionarilor că nu mai ai bani. Vrei să-i respecti pe pensionari, atunci fă ceea ce este corect prin lege. Ceea ce este corect pe calculul care, repet, trebuie să țină cont de rata inflației și de creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, că așa la procente putem să ne aruncăm cu toții, fără să-i respectăm pe oameni și să le explicăm care este formula de calcul. Da, există sau nu există bani? Că asta e discuția până la urmă în spațiu public, toți ne întrebă noi, ăștia n-au bani de fapt, nu? Sau care e problema? De ce n-au capacitatea de a da un procent clar pe care să-l și pună în practică? Bani sunt din punctul meu de vedere, dar dacă tu continui ca guvern, repet, să arunci cu măriri de salarii peste salarii fără să te uiți un pic cine merită, cine nu. Dacă îți crești indemnizațiile exclusiv palierului politic și nu te uiți în economie să vezi care sunt zonele în care ai nevoie să ai intervenții, mă cert, o să ne spună la un moment dat nu sunt bani. Probabil că se vor împrumuta, asta ar fi cealaltă soluție, dar vi se pare normal să crești, repet, toate veniturile în administrația locală fără să fi făcut curățenie înainte să vezi cine e performant și cine pur și simplu stă pe internet, e activ pe Facebook toată ziua, dar treabă nu face și îi crești salariul. După ce faci acest lucru, în mod evident că resursele tale bugetare se împuținează. În plus, și cu asta mă opresc pe această întrebare,
În plus, în momentul în care nu ai un mediu propice dezvoltării de afaceri în România, în momentul în care ai o atitudine de creștere a taxării muncii acolo unde oamenii nu încasează, toate acestea, de fapt, sugrumând pe cei care vor să muncească în mod corect în această țară, îi faci să plece din țară sau să evite să se mai conformeze normelor legale. Dacă nu ai contracte de muncă cu contribuții plătite la buget, pentru că oamenii se scârbesc și decid să plece din țară, să-și găsească alte preocupări, dar să nu mai plătească statului taxe, pentru că văd de la stat una la mână că de pe munca lor ei își plătesc toate pilele din administrație sau că le ia și mai mulți bani decât ei de fapt încasează, apropo de suprataxarea contractelor part-time. Da, când se mai poate face ceva acolo, lucruri, doamna Alexandru, că știu că a trecut prin Parlament. Doamna Constantin, eu am luptat în comisii, n-am fost singur, am vreau să cred că am fost singura cu un amendament, dar m-am dus peste tot. Părerea mea este că nu. Nu se poate. A trecut ceva timp. Când faci asemenea mișcări, dacă îți recunoști greșeala, le și repari imediat. Au trecut deja ceva vreme și mă îndoiesc că mai fac acum vreo schimbare. Da. La un moment dat dăduseră de înțeles în Comisia pentru Buget din Senat că ar fi făcut, că ar fi stat pe loc să analizeze, că Ministrul Finanțelor avea o altă opțiune, dar nu fosta cred. Noastră colegă, doamna Turcan, mi-a spus că a depus un amendament și nici măcar colegii domniei sale de la PNL ne-au sprijinit-o, deci nicio șansă. Nu, dar nici nu le-au susținut, că nu contează cine îl depune. Da. Noi avem, cum să spun, eu încerc să fac politică indiferent de cum mă numesc eu și de la ce partid sunt, dacă e pentru binele oamenilor, să susțină ce amendament vor, că au fost mai multe, asta vă spuneam. Dar nici măcar colegii din PNL n-au susținut, așa, din gură suntem buni, dar când e să luăm și decizii, mai puțin, rămânem mai puțin. A murit liberalismul, a murit și zona asta privată. Cam așa. Mulțumesc mult, doamna Alexandru.